Să știți că niciodată politicienii nu câștigă alegeri. Alegerile sunt câștigate de comunități. Azi am avut în București o uriașă comunitate care și-a dorit onestitate în funcția publică, care și-a dorit instituții care să lucreze pentru oameni, care și-au dorit dreptate. Vreau să vă mărturisesc că sunt copleșit de responsabilitatea pe care ne-o dați și de speranțele pe care le puneți în noi. În acești ani am luat foarte multe decizii greșite și probabil că o să greșim în continuare. Însă ce pot să vă spun că niciodată, asta însemnând niciodată, nici eu și nici colegii care au venit în administrație cu mine nu ne-am bătut joc și nu ne vom bate joc de mandatul pe care ni l-ați dat. Vreau să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la campania asta, precum și tuturor celor care au contribuit la campaniile din 2020, 2016, 2012. Voluntari, oameni care au strâns semnături, oameni care au dat bani, personalități publice care au girat cu numele lor pentru ce vrem noi să facem. Vreau să mulțumesc în mod special celor care și-au lăsat cariera din privat și au venit să lucreze în administrație, în această administrație. Și vreau, în mod evident, să mulțumesc partidelor care au susținut această campanie, USR, PMP, Forța Dreptei, Reper, prin membrii lor care au făcut în toată această campanie, în toată această perioadă campanie pentru mine, vreau să le mulțumesc. Sunt câteva lucruri pentru care în seara asta e momentul cel mai bun să le spunem. Sunt câteva mecanisme care de ani de zile au blocat dezvoltarea Bucureștiului și care țin de relația între București și autorități centrale. Și vor urma următoarele lucruri. Cu aprobarea Consiliului General, voi declanșa un referendum local pentru cum se vor împărți banii între Primăria Capitalei și primăriile de sector.